Intensificarea tensiunilor dintre Iran și Statele Unite ale Americii a dus la majorarea prețului petrolului. Indicele principal al bursei de la Tokyo a închis ședința la cea mai scăzută valoare consemnată de la începutul lunii decembrie a anului trecut. Bursele chineze înregistrau și ele scăderi puternice, în special cea de la Hong Kong. Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol va răspunde la orice posibil deficit în aprovizionarea cu petrol. Totuși are unele limite, a precizat miercuri ministrul energiei din Emiratele Arabe Unite. Cu toate astea, oficialii OPEC au transmis într-un mesaj adresat președintelui Statelor Unite că această organizație nu poate să fie unicul responsabil pentru menținerea stabilității pe piața petrolului. Pe fondul creșterii îngrijorărilor cu privire la situația din Orientul Mijlociu, investitorii s-au îndreptat spre yenul japonez. Drept urmare, dolarul american a coborât la cea mai scăzută valoare din ultimele 3 luni în raport cu moneda japoneză. Totodată, cotația aurului a trecut miercuri pragul de $1,600 pentru o uncie, pentru prima dată în mai mult de 6 ani. Gramul de aur s-a scumpit miercuri și în România, până la o valoare record de 218 lei și 24 de bani pe gram. Pe de altă parte, leul s-a depreciat ușor atât față de euro, cât și față de dolar și franc elvețian.